Grav accident de circulație în centrul Piteștiului, chiar lângă Teatrul Alexandru Davila. 11 oameni au fost răniți după ce o ambulanță privată care transporta pacienți la dializă a fost izbită în plin de un autoturism care a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. În urma coliziunii, autospeciala în care se aflau șoferul și 6 pacienți s-a răsturnat. În autoturism se aflau 4 persoane, un bărbat, o femeie și 2 fetițe. Cei 6 bolnavi din ambulanță și 3 dintre ocupanții celelalte mașini au fost răniți. Nevătămați au scăpat doar șoferii celor 2 autovehicule. La locul accidentului au ajuns în scurt timp medicii, polițiștii și un echipaj de la descarcerare. Răniții au fost preluați de ambulanțe și duși la spital. Pe numele șoferului vinovat de producerea accidentului a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.